Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Suceava a reanalizat sâmbătă situația epidemiologică din localitățile județului și a dispus mai multe măsuri pentru diminuarea impactului generat de riscul epidemiologic la nivelul județului Suceava. În contextul ultimilor acte normative incidente în domeniul pandemiei de COVID-19 și ca urmare a creșterii incidenței cazurilor pozitive la 1000 de locuitori în județul Suceava. Astfel, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a adoptat hotărârea numărului 75 din 21.11.2020. Prin hotărârea numărului 75 din 21 noiembrie 2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență s-a dispus în condițiile articolului 4 din hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava numărului 63 din 2020 și având în vedere incidențele cazurilor pozitive la 1000 de locuitori în ultimele 14 zile, începând cu data emiterii prezentei hotărâri, încetarea aplicabilității măsurilor stabilite prin hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava numărului 63 din data de 06.11.2020 pentru orașul Frasin și comunele Ciocănești și Cârlibaba. Se dispun începând cu data de 22.11.2020 pentru municipiul Câmpul Lung Moldovenesc, comunele Bălcăuți, Coșna, Dorna Arin, Frătăuții Vechi, Moldovița și Satul Mare și începând cu data de 23.11.2020 pentru comunele Breaza, Dărmănești, Moara, Pătrăuți și Vatra Moldoviței pentru o perioadă de 14 zile prevăzute în anexa numărul 1 la prezenta hotărâre, unde incidența acumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este între 1,5 și 3 la 1000 de locuitori. În aplicarea prevederilor articolului 1, punctul 7 din anexa numărul 3 la hotărârea de guvern numărul 967 din 2020, organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și sau concerte este permisă cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului. În aplicarea prevederilor articolului 6, punctul 1 din anexa numărul 3 la hotărârea de guvern numărul 967 din 2020, activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și sau băuturilor alcoolice și nealcoolice de tipul restaurantelor și cafenelelor în interiorul clădirilor se desfășoară fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 6-23, cu respectarea obligațiilor stabilite prin ordin comun al Ministrului Sănătății și al Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri. În aplicarea prevederilor articolului 6.2 din anexa numărul 3 la hotărârea de guvern numărul 967 din 2020, activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare se desfășoară fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 6.23 cu respectarea obligațiilor stabilite prin ordin comun al Ministrului Sănătății și al Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri. În aplicarea prevederilor articolului 6.7 din anexa numărul 3 la hotărârea de guvern numărul 967 din 2020, nu este permisă activitatea în baruri, cluburi și discoteci. În aplicarea prevederilor articolului 10.2 și punctul 6 din anexa numărului 3 la hotărârea de guvern numărul 967 din 2020, activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 6-23. Articolul se dispune începând cu data de 21.11.2020 pentru municipiul Vatra, Dornei și orașul Siret și începând cu data de 23.11.2020 pentru comuna Moara, prevăzute în anexa numărul 2 la prezenta hotărâre, unde incidența acumulată a cazurilor în ultimele 14 zile a depășit pragul de 3 la 1000 de locuitori, următoarele măsuri. În aplicarea prevederilor articolului 1, punctul 2 din anexa numărul 3 la hotărârea de guvern numărul 967 din 2020, organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și sau concerte este interzisă. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și sau băuturilor alcoolice și nealcoolice de tipul restaurantelor și cafenelelor în interiorul clădirilor este interzisă. Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități în intervalul orar 6-23. Pentru operatorii economici prevăzuți la articolul 3 litera B și C se permite prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective.
Prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor în aer liber, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 metri între mese și participarea maximum 6 persoane la o masă dacă sunt din familii diferite. În aplicarea prevederilor articolului 6.7 din anexa numărul 3 la hotărârea de guvern numărul 967 din 2020, nu este permisă activitatea în baruri, cluburi și discoteci. În aplicarea prevederilor articolului 10.2 și punctul 6 din anexa numărul 3 la hotărârea de guvern numărul 967 din 2020, activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este interzisă. Măsurile dispuse în baza prezentei hotărâri vor fi reevaluate de către Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Suceava în urma analizei efectuate de către Direcția de Sănătate Publică Suceava la expirarea termenului pentru care acestea au fost adoptate. Prevederile prezentei hotărâri vor completa, modifica în mod corespunzător hotărârile Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava aflate în vigoare. Lista unităților administrativ-teritoriale unde incidența acumulată a cazurilor în următoarele 14 zile este mai mare de 3 la 1000 de locuitori.